arăt ca o fraieră cu părul ăsta banal. Tatuajele cu fluturi mă vor salva. Știai că ți le poți face în păr? Oare câte tatuaje în cap aici? Îți place zâna asta? O să mă invidieze toți cei de la școală. Exact ce-mi doream. Hai să testăm lucrul ăsta. DJ, dă muzica mai tare! Wow! Oh, bună, prieteni! Vrei să dansezi cu noi? Sigur! Vă plac noile mele tatuaje de păr? Sunt atât de frumoase! Gina arată bine! Acum hai să petrecem! Minunat! Asta da îmbunătățirea stilului! Cine ar fi crezut că ceva așa de simplu va întoarce atâtea capete? Woohoo! Dă muzica mai tare! Oh, doamne! Jared, te place la nebunie! Nu se poate! Dar mai devreme făcea ochi dulci! După sală să mergem să vorbim cu el! Pot să mă îmbrac așa mai târziu? Da, clar! Portocaliu ne învinge! Gina, stai! Când te-ai epilat ultima oară? Chiar trebuie să-ți razi părul de pe picioare! Da, ai dreptate! Am timp să mă epilez? Ce mă fac? Uită-te la lama mea! Nu o mai pot folosi acum! Oh. Nasol! Putem încerca să o folosim pe asta! Foarfeca? Nici gând! Era doar o idee! Este îngrozitor! O clipă! Stai! Pureții noștri! Ce? Nu înțeleg! Da! Exact! Mai întâi îl desfacem, apoi presărăm niște paiete! Super drăguță, nu-i așa? Și doar de astea ai nevoie! Ești pregătită? Sunt un pic confuză! Vrei să-mi explici? Credeam că nu mă mai întrebi! Salută-ți noii tăi pantaloni strălucitori! Îți plac? Mă simt ca o zeiță sclipitoare! Nici măcar nu se vede părul! Sunt super tari! Nu vom întârzia? Ba da, maxim! Gina, uite! Ce mai faceți? Oh, bună! Era cât pe ce să nu te văd, Alex! Frumoși ochelari! Oh, uită-te la părul lui superb! Ne vedem mai târziu! Aha! Alo? Spune ceva! Bine! Salutare! Gina, ce ai pe încheietură? Uite! Oh, ups! Încearcă să o ștergi! A funcționat? Oh, nu prea! Ce o să mă fac acum? E o întrebare dificilă. Stai puțin! Hei, dă-mi aia! Apa mea? Bine! Am nevoie de asta! Luăm multe paie și le tăiem vârfurile. Super! Acum continuăm până când obținem multe bucățele. Am nevoie de un pic de spațiu aici. Vezi ața asta? O lipim cu un scotch de masă. Așa va rămâne la locul ei în timp ce băgăm piesele. Apoi introducem celălalt capăt înăuntru, așa. Și tragem! Iese acest model super cool! Și asta e tot! O brățară realizată manual, în culorile curcubeului, preferatele mele! Hei! Ce? Wow! Mi-o legi? Plăcerea mea! O voi înnoda de două ori și nu se mai vede pata? Du-te să vorbești cu Alex! Bună! Ce? Oh, bună! Stai lângă mine! Mă bucur să te văd, Gina! Vai, sunt atât de drăguți! Frumoasă brățară! Îmi place stilul tău! Mulțumesc! Super! Ce? Am uitat de bal? Trebuie să mă pregătesc! Părul meu e ok, nu? Dar o coroniță l-ar face să iasă în evidență! Uite cum strălucește! Da, super! Bun, dar nu pot purta acest tricou! Sau orice din toate astea? Ok, trebuie să am ceva! Cred că avem o câștigătoare! Ua!
nu a fost prea greu. Ta-da! De ce seamăn cu Wednesday? Nu! Ce zici de asta? Intuiția mea de păianjen îmi spune că nu. Categoric nu. Și asta? Macabră și melancolică? M-am speriat singură. Hei, asta e drăguță! Cred că am o câștigătoare. Adio, pelerină! Bună frumusețe! Atât de drăguță și roz! Îmi place! Dansezi? Mua! Wow, ai mișcări bune! Unde ai învățat să dansezi? Oh, nu! Stai puțin! Cine merge la bal fără pantofi? Ce fraieră! Desculță la bal? Pun pariu că-ți și put picioarele! Fantezie stupidă! Dar are dreptate! Nu ăștia! Categoric, nu? Ăștia sunt aleși! Am emoții! Sper să fie buni! Un pic cam strâmți! Bine, foarte strâmți! Nu pot să merg cu ăștia! Nu pot să-mi înghesui picioarele! Îmi stau călcâile pe afară! Nu mai pot merge la bal acum! E atât de nedrept! Nu mai plânge, Ellie! Wow, cine ești tu? Suzana ta cea bună! N-ai cumva niște pantofi, nu-i așa? Pentru că mă duc desculță la bal! Nu este nicio problemă! Cel puțin nu cu ăsta! Uite! Adio, picioare goale! Iată cu ce te vei încălța! Lasă fluturii să-și facă treaba! Privește! Ce frumuseți! N-am mai văzut așa ceva! Mulțumesc, zână bună! Cu plăcere! Fluturii sunt totul! Nu-i așa că sunt magici? Să mergem! O să întârziem! Vino cu... Se pare că voi merge singură! Chipsurile sărate sunt mult mai bune decât balul! Wow, au chestii drăguțe aici! Uită-te la geanta asta! Ce drăguță e! Trebuie să am geanta aia! E atât de strălucitoare! Stai! Am nevoie de ea! Nici gând! Eu am văzut-o prima! Nu e adevărat! Ba da! Dă-i drumul! Mă rog! O să-mi fac o poșetă perfectă și va avea toate aceste culori! O să fie genială! Uitați-vă la geanta mea, prieteni! Nu sunteți invidioși? A fost și super scumpă! E drăguță! Știu! Faceți loc! Eu și ghiozdanul meu avem nevoie de spațiu! Ce? Ghiozdanul ăla-i șmecher! Bravo! Da, eu l-am făcut! Da, sigur! Și-am adus gustări pentru toată lumea! Sper că vă este foame! Nimeni nu se uită la geanta mea! Eu plec! Mă bucur că vă place! Nu vă opriți! Apăsați-le pe toate! Wow! Aproape că uitasem! Trebuie să le pun pe astea în cutie! Scannerul nu s-a declanșat! Am o idee mai bună! O să o ascund! Perfect! Imposibil să o găsească scannerul! Nu! M-a prins! Salutare, doamnă! Care-i problema? Sunt nevinovată, vă zic! Nu pot să cred! Clar nu vreau să se întâmple asta!
Poate merge să fac ceva! O să pun bucata asta de bandă adezivă pe husa telefonului meu. Bun, acum îi scot folia. E timpul să-mi pun trusa de farduri. Potrivire perfectă! Bun, o să-mi pun telefonul în cutie. Da, nu a pornit! Ce-i chestia asta de pe husă? Vedeți? E ca să ții telefonul mai ușor! Oh, bine atunci, e un loc! Povestea asta e haioasă! Ok, trebuie să închid. Te sun eu mai târziu. Scârbos! Ecranul telefonului meu e un dezastru! Și fața mea e și ea distrusă! Gata! Trebuie să remediez situația! Iu! Apropo de scârboșenii! Nu se uită nimeni! Trebuie să merg mai departe! Ok, unde era? Știu că e pe aici pe undeva! Am găsit-o! Am nevoie de frunza asta! Am fost așa isteață să ascund planta asta pentru machiaj! Nici n-a fost greu să fac! Am luat un ghiveci și am pus burete floral. Apoi am pus un suport și l-am acoperit cu plastic. Perfect! Uite așa! Și acum fondul ăla de ten! Am pus pudra peste inelul de plastic. Vreau suficientă cât să-l acopere. Bun! Apoi am nevoie de frunze și de dragul meu pistol de lipit. O să pun niște lipici pe spatele frunzei. Acum pot atașa burețelul de machiaj. Bun! Se pare că e timpul să plantez planta asta falsă. Intră în gaură și sunt gata! Acum pot să-mi folosesc planta cu machiajul de urgență. Trebuie să retușez ce a stricat telefonul. Mult mai bine! Ah, vine profa! Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ah, doar examinam planta asta! Bine, mă bucur atunci! Dezastru al machiajului evitat! Se uită profa? E cu fața la tablă! Acum e șansa mea! Cu grijă! Nu vreau să-i atrag atenția! Stai puțin! Te credeai așa isteață! E timpul să se termine treaba asta! Bună! Da, eu sunt! Știi regulile? Bine, uitați rujul! Nimeni nu poate scăpa nedetectat! Rujul ăla era și nou-nouț! Hei, creionul ăla mi-a dat o idee grozavă! Da, clar pot să o fac! Întâi și întâi trebuie să scot radiera asta. Acum o să pun un pai în capătul creionului. Trebuie să tai excesul. Acum îmi trebuie niște ruj. O să-l încălzesc în lingură ca să se topească. Fiind lichid, îl pot turna în forma făcută din pai. Cu grijă, nu vreau să vărs deloc. Și gata! S-a uscat, deci pot să scot paiul. A mers! Am o gumă de șters din ruj pe creionul meu. Ha? Ce se întâmplă acolo? Rosie, ăla-i machiaj? Ah, nu, doamna! E doar creionul meu! Mă bucur să aud asta! Să vedem! Unde se pune ăsta? Fix acolo! Perfect! Totul e la locul lui! Hei! Psst! Ia uite-te la asta! Wow! Ce de farduri! Și organizate perfect! Super impresionant! Stai totuși! Hai să-ți arăt ceva! Unde au dispărut? Ți-am găsit micuțul aranjament din farduri! Știi regulile? Nu sunt permise! Hei! Capul sus! Stai să-ți arăt trucul meu! Întâi mi-am luat paleta de farduri și apoi un bețișor de urechi. Am ales o culoare și am început să-l tamponez. Am folosit un bețișor de urechi pentru fiecare culoare. M-am asigurat că se prind bine fardurile acolo și apoi le-am pus în cutiuța mea. Voila! O paletă întreagă de farduri pe bețișoare de urechi. Acum pot folosi orice fard de urgență care îmi trebuie. Și am un întreg curcubeu de culori la dispoziția mea. Wow! Ador combinația asta de culori! Mersi mult! Și ea i-a spus că va avea nevoie de un însoțitor pentru bal. Cartea asta e așa de plictisitoare. Tatălui? Nu se poate! Profa noastră a dormit! Nu vreau creta aia!
Da, doar medusă! Acum e șansa mea să mă machiez! Doar un mic retuș! Oh, am prins-o! Ha, de ce e brusc o prezență amenințătoare în spatele meu? Salutare! Dă-mi fardurile alea! Of, mă enervează așa de tare! E nasol când îți confiscă machiajul, dar uite! Eu am un secret! Exact! Sucul meu e o pudră! Am luat un suc gol și l-am întors invers. Apoi am pus niște lipici pe fundul lui. Perfect! Urmează pudra aleasă! Am pus-o pe lipici și am așteptat să se usuce. Voila! Machiaj ascuns sub pahar! Am pus și capacul ca să pară cât mai autentic. Dar n-am terminat! La ce e bună o pudră fără o pensulă? Am tăiat un pai pe lateral și apoi am băgat o pensulă prin el. Apoi am pus încă un pai ca să o ascund mai bine. După asta era gata să fie băgată prin capac. Wow! E incredibil! Pensula iese imediat când am nevoie de ea. E timpul să-mi termin retușul. Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ia să mă uit mai bine. Băuturile sunt permise aici. Da! Simt că viziunea mea artistică iese la iveală. E treabă grea. Trebuie să mă recoresc. Uf, ce dificil a fost! Dar acum e mult mai bine. Stai! Ce-i asta? Oh, nu! Cred că e rujul meu! Probabil că s-a luat! La naiba! Psst! Hei, aici! Psst! Psst! Ce-i zgomotul ăla? Mi s-a șters tot rujul! Ah, asta-i tot? Te rezolv eu! Poftim! Am luat un recipient gol de vopsea. L-am umplut cu gel transparent ca vaselina și culoarea dorită. Apoi le-am combinat. A fost gata după ce s-a amestecat totul bine. Ca să-l folosesc am nevoie de o pensulă de pictură, un moinițel și apoi mă dau pe buze. Și uite, așa am făcut luciu de buze colorat. Oh, wow, arată grozav! Și când e uscat, trebuie doar să-l decojești. Vezi? Buzele tale încă sunt colorate. E un ruj de tip lip stain. O să dureze toată ziua. Și nici nu mai trebuie să-ți faci griji că o să se șteargă. Ești efectiv un geniu! Mersi! Acum mă întorc la pictura mea. Of, uite-l cum stă acolo. Nici măcar nu știe că exist. Uite ce deștept e. Îl iubesc atât de mult. Oh, aia e iubita lui. Și totuși, ce vede la ea? Probabil că multe! Eu nu o să arăt niciodată așa! Bună, scâmpule! Bleh! De ce m-am așezat la mijloc? Măcar sunt aproape de iubirea mea! Păcat că sunt invizibilă! Ah, bună, frumoasă! Asta e pentru dragostea mea! Eu dai tu? Ah? Lui! Ok! În fine, ce sunt eu, poștașul tău? Oricum, ce scrie pe foaia asta? Oh, pe bune? Nu vreau să-i dau așa ceva. Oh, ce porcărie. Poftim. Ce? Ah, mi-a trimis niște pupici, a? Și eu te pup. De parcă școala nu era destul de grea. Of, m-am săturat să trăiesc așa. Ești atât de frumoasă! Nu, tu ești atât de atrăgător! E puizant! O să arăt eu vreodată ca fetele alea superbe? Cu buze mari și seducătoare? Poate o să iau situația în propriile mâini. Poate că părul meu are nevoie de mai mult volum. Oh, rujul e un început bun! Trebuie să mă dau cu mult! Sunt superbă! Acum o să-mi imprim pupicul frumos. Mua! Atât de subțiri sunt buzele mele? Oh! N-am și eu o clipă de liniște. Bleh! Ruj idiot. Of! Super enervant. Nu mai suport părul ăsta desfăcut. Hei, stai puțin.
Poate merge să folosesc chestiile astea pe buze. Trebuie să-mi pun sângele în mișcare. Aha, deja arăt mai bine. Și acum așteptăm. Ok, cred că ajunge. Oh, așa da! Groase și apetisante! Foarte diferite de buzele mele subțiri și penibile! Perfect! Deja mă simt mult mai încrezătoare! Oh, iar voi doi! Nu știu ce e atât de amuzant, dar mă rog! Se întoarce roata! Oh? Ce-i asta? Wow, mi-a trimis un pupic! Ne vedem mai târziu, scumpule! Wow, e nouă? Hei, dă-mi aia! Nu, puiule, pe tine te iubesc! Da, mă bucur mult că în sfârșit am ieșit împreună! Wow, mersi! Vrei să ne sărutăm? Ok! Ce-a fost asta? A venit? Nu pot să cred că am dormit prea mult! De ce nu mi-a sunat alarma? Trebuie să mă grăbesc! Oh, nu! Tenul meu e îngrozitor! Aoleu! Ok, calmează-te! Se rezolvă! Îmi trebuie niște plasturi pentru ochi! Poftim? O să-mi dau cu niște apă rece pe față! Ce rece e! Poftim? Hei, merită să încerc, nu? Pungi de sub ochi, dispăreți! Auci! Încă par abia trezită! E cineva acasă? Oh? Se aude suneria? Bine! Nu așteptam pe nimeni! Da? Intră! Ok, urmează-mă! Poți să aștepți aici bine? Simte-te ca acasă! Aoleu, de ce nu merge nimic? Se pare că așa stau lucrurile! Sunt cool ăștia, nu? Cum te-ai intrat aici? Nu m-a văzut încă? Mai am nevoie de câteva minute! Scumpo? De ce ți-e atât de frică, draga mea? Lasă-mă în pace, mamă! Adolescenții din ziua de azi! Ce este? Fața mea, mamă! Oh, am trecut și eu prin asta! Dar știu un truc util! Eu și prietenele mele făceam asta mereu! Ai nevoie doar de un castravete și de o răzătoare! Vezi? După ce l-ai ras pe tot, înmoaie o dischetă de machiant în el! Două jumătăți, una pentru fiecare ochi! După ce s-au umezit bine, pot scăpa de pungile de sub ochi! Ștergeți lacrimile! Poftim? Cred că ai nevoie de chestiile astea, scumpo! Plasturi pentru ochi? Wow! Sunt și reci! Acum ieși din frigiderul ăla! Deja se simt mai bine ochii ăștia! Gata, cred că le-ai ținut destul! Și? Wow! Au revenit la normal! Aha, acum du-te! Scuze că te-am făcut să aștepți! A meritat așteptarea, nu? Wow, astea miros fantastic! Sper că am făcut destule! O treabă grozavă! Capodopera mea! Oh, da! Arăt răznet! Încheiată sau descheiată? Coafiura asta e beton! Woohoo! Bunico! Ți-am făcut fursecuri, ursulețule! Bunico, mă duc la o petrecere! Poate mai târziu, ok? Scuze! Ce petrecere e asta? Chiar te duci? Îți stă mai bine așa, draga mea! Bunico, ai putea să nu faci asta? Stai să te aranjez eu! Încetează! N-am nevoie de ajutorul tău! Adolescenții ăștia nu au pic de respect! Am muncit din greu în bucătărie și pentru ce? O petrecere? Oh, nu! Și-a uitat geanta?
Nu poate să ajungă departe fără asta. Of! Cred că am ajuns unde trebuie. Uite-o! Ah, stai! Geanta ta! Of, picioarele astea nu mai sunt la fel de rapide ca pe vremuri. Bună! Nepoata mea și-a uitat geanta. Pot să mă duc să-i o dau? Intră doar elevii. Înțeleg, dar e important. Oglindă? Dar pentru ce? Nu pricep. Îți e frică de câteva riduri? Bine atunci, ce prostie! Încercam doar să o ajut. Of! Stai! Pun pariu care farduri aici. Stai să văd. Ce e drăcia asta? Arată amenințător. Ia să văd. De fapt, se simte chiar plăcut. Pielea mea devine mult mai fină. Wow, ce aventură! Chiar arăt bine acum. O păstrez pe asta. Ce avem noi aici? Un hanorac? Hei, îmi vine perfect. O mai fi ceva util pe aici? Stai așa. Îmi par cunoscută. Unde te-am mai văzut? Bine, intră. Woohoo! Ursulețule? Poftim? Bunico? Da, ți-ai uitat geanta? Și dacă toți sunt aici, mă gândeam că poate vrei unul. Bunico, ce să fac cu astea? De fapt, astea mă fac populară. Se pare că trebuie să plec la școală. Ce trist! Mi-am luat ghiozdanul. Bună, păpușică! Ce mai faci? Ce? Care-i problema? Așa te îmbraci când mergi la școală? Da, ce are? Nimic, dar am o idee pentru tine. Uite, stai pe canapeaua asta. Acum stai să văd ce haine ai în șifonierul ăsta. Vai, uite ce aprinsă și veselă-i culoarea asta. Bluza asta? Serios? Da, cred că e bluza perfectă pentru școală. Ok, fie, stai să o îmbrac. Îmi bag mâinile. Ok, gata. Da, îți stă foarte bine. Stai așa. Bine, slavă Domnului că am niște ciocolată de ronțăit. Uite ce cordeluță frumoasă din catifea. E perfectă pentru tine. Îți stă grozav cu ea. Mai am o idee minunată. Bine, ce mai am de ronțăit? Excelent! Blugii ăștia sunt perfecti! Blugi? Serios? Ok, fie! Bine, ținem Nutella până mă schimb! Doamne, ce strâmți sunt! Nu pot să-i îmbrac! Da, e imposibil să-i închei! Wendy, asta înseamnă un singur lucru! Gata cu dulciurile! Poftim? Dar ador dulciurile! Fie! Bun, acum stai să văd dacă reușesc să-ți închei pantalonii ăștia! Ok, wow, i-ai încheiat! Habar n-am cum ai făcut asta, o vrajă păpușilor! Ce drăguț arăți! Uite-ți ghiozdanul! O zi bună la școală! Wow, a fost greu să o ajut să se pregătească! Uite ce de ambalaje! Am mâncat prea multe prostii! Cred că o să le strâng pe astea și o să le arunc la gunoi! Stai, ce se aude? E Wendy acolo? Da! Bună, păpușico! Nu mă băga în seamă! Aia a fost o ciocolățică! Sigur e pe aici pe undeva! Uite-o! Păpușico! Wendy! Mi-e atât de foame! Am nevoie de gustările mele! Bună, Wendy! Te pot ajuta cu ceva azi? Ce e zgomotul ăla? Cred că a venit din frigider! Mă duc să văd dacă e totul în regulă! Bună, păpușico! Ești în frigider, Wendy, e prea frig! Vino aici și dăm Nutella aia! În loc să mănânci ciocolata aia, ia o banană, e mai sănătoasă! Poftim? O banană? Haide, măi, e o gustare groaznică! E o gustare adecvată pentru tine! O să termin de spălat vasele! Ce nasol! Ei, stai puțin, cred că mi-a venit o idee grozavă! Se uită păpușica? Nu, încă e la chiuvetă! Ok, am aparatul meu ingenios pentru banane, o să trec la treabă! Acum trebuie să bag tija asta așa și apoi să o strâng. Acum pot să scot și miezul bananei iese odată cu ea.
Eu, asta e cea mai scârboasă parte a bananei. Dar acum pot să mut banana fără miez aici și pot să umplu zona asta cu Nutella mea delicioasă. Cred că ajunge. Așa că pot să apăs maneta asta. Ura! Acum banana e plină de Nutella. Deci abia aștept să o mănânc. Wendy? A, bună, păpușico, da, mănânc banana drept gustare. Iu, a fost cât pe ce, dar nu cred că s-a prins. Uite ce minunăție de ciocolată cu alune. Vai, e delicioasă! Cea mai bună banană pe care am mâncat-o vreodată. Îmbunătățești stilul nu e mereu ușor, dar e distractiv să-ți găsești propria cale. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la pagina noastră pentru a nu rata sfaturile noastre grozave.